ambuteiaj kilometric la marginea Timișoarei. Semaforul s-a deschis pentru 20 de secunde, după care a oprit din nou traficul. Ceva nu merge bine. Și e ciudat că direcția e spre oraș. Acum vineri seara, când ar trebui să fie dinspre oraș problema, nu? Timișorienii se retrag spre suburbii, spre țară. Martincă-i trebuie Timișoarei o șosea de centură. Și Martincă-s puțin bicicliști, iată numai unul vine. Că dacă n-ar fi pistele pe trotuare, oamenii ar face, uite așa, să meargă cu bicla. Se elibereze traficul. Altfel poluiază, inhalează noxe și pierd din timp în ambuteiaj. Sper că primarul neamț înțelege problema și că o să încerce să o dreagă cumva în stil europenesc, mai civilizat decât robul de până acum.